No hai, Natalia, spune bună ziua. Vine aici. Bună ziua. Bună ziua. Spune, mami, au făcut tortă. No, frușii asta, când scăpăm de ea. Deci începem să o degustăm. Tortă. Deci asta e Pavlova de ieri. Da. Și acum vedem ce e cu ea. Mami e aici la masă. O mânca niște oase. E de la ce? No, hai să vedem. No, noi filmăm. Vă facem prezentarea la ce a făcut Angie ieri. Că ieri n-am mai apucat să facem, că am fost tare năcăjiți, că s-a rupt bezeaua. Și atunci Angie o fărămițat-o și o presărat-o deasupra pe cremă. De ieri până astăzi o sta la frigider. Mami mă așteaptă să facem rețetă. Să facem ceva de mâncare în casă. Și acum, înainte să înaintăm cu rețeta, vrem să facem proba la tort. Eu m-am pregătit aici o cafea, care nu prea îmi place mie, fără lapte. Dar mie mi s-a stricat aparatul meu care face spumă. Trebuie cât de repede să-mi iau unul. Că nu, altfel nu prea-mi place cafeaua. Tu vrei prima? Prima eu. Dar să nu te-ai mai mâncat la ăsta mai pe omul, știi? Da. Ioi! De ce e și fain? Nu-i gelatine, asta e cremă. Nu-i cremă. Uite, furculiță. Ce? Nu, papă, încearcă. Bună? Bună? Nu. E rece? E rece, nu, nu e bună. De ce? Asta îmi place. Da? E bună sau nu e bună? E rece. E rece, aia e problema. Acum am scos-o de la frigider. Mm-hmm. Din cauza asta m-am și luat cafea. Mami, iau apă. Okay, imediat. Las că ți-o duc imediat apă. Problema e foaia de copt. Am putut să duc. Uite aici. Natalia e sătulă că o mâncat mai înainte la McDonald's și o mâncat și, cum îl cheamă, Angie? Profiterol. Uh-huh. În schimb, eu n-am mâncat. N-am. Miau. Miau. E bună. E bună. Foarte faină. Da. E foarte fresh, deci n-are ce să nu fie bună. Și îi, și ce-mi place, Angie, nu e aproape dulce, poate ea să ne-i place. Deci n-am pus gelatină de fel, să știți. De fel n-am pus. Și nu a fost la congelator, doar în frigider. Nu are mult zahăr, știi? Da. Dar e foarte faină. Tati, vrei să vezi? Vrea. Mai rece. E rece un pic. Îl lăsăm pe tati să facă proba. El a dat drumul de toate lucrurile. Facem proba la tortea care a putut ca Angie. Sper că e bună după câte se vede mai mult fructe. Nu cred că are zahăr după câte am auzit eu, când am lăsat încă. Sau dacă l-are, are prea puțin. Începe de acolo. Da. Îi mulțumim Domnului că avem și avem. Acolo e mai dulce, că e cu bezea. Începe de aici. Da. Nu. Acum. Hai. Și mă bucur că-s cu Natalia mea și ea e știrbă ca și mine. Vezi că e somn, tati. Nu e somn. Extraordinar. Dar începe de acolo de în față, de unde îți spun eu.
Nici acum, în confecție nu am mâncat așa ceva. Acum mâncă, Natalia. Nu, nu, bine, nu, nu mai vorbi atâta și nu mai fi așa de murăcănoasă. Ca de vară. Super, super. Foarte fain. Știi că e bună? Foarte bună. Mergem și la Max. Faceți-o și nu, nu veți regreta. 100% nu veți regreta. E foarte fresh, e foarte cremoasă. Deci merge deci, acum vara super. Crema e, nu-i dulce aproape, aproape deloc, doar o tentă de dulce și deasupra bezeaua e făcută din zahăr și complectează gustul. Deci armonizează foarte bine. Doar că nu a ieșit bezeaua cum a trebuit, că nu am știut că trebuie să se răcească în cuptor și s-o fărămițat. Dar în rest e foarte, foarte bună. Da, e foarte bună. Deci merge super acum vara. Cu o cafea minunată. Da, cu o cafea, deci merge. Unde m-am pus furculița? Mai luat furculița? Da. Astăzi am liniștit că merită. Nu știu cât a costat, nu a costat, dar nu cred că a costat. Nu, nu. Nu costat. 4 ouă. 4 ouă. O costat mascarpone, o frișcă. Și fructele. Și cam atât. E super. Nici în cofetării nu găsiți așa ceva. 100% vă spun, nici în cofetării nu găsiți așa ceva. Da, nici în cofetării nu găsiți așa ceva. E super, super, super. Nu colaudam, mă, că e nora mea, da. Adevărul e adevărul. Natalia a mâncat mai înainte la McDonald's și a mâncat și profiterol. Și nu mai poate. Și nu mai poate. Și e și morocănoasă. Nu s-o uită la mine. O, ce cărpul de aici. Tati. Natalia e supărată că vrea tot cu Bluey. Adică ăsta e Bluey. I-am spus că de ziua ei trebuie să schimb pe calendar acolo la tine pe tablă și să-ți arăt câte zile este până la ziua ta. Ok? Da, tati. No, bine, no, nu mai fi supărată. Nu. Uite, adă avionul tău cu Peppa Pig de acolo care ți l-a luat tati să arăți la copii. Nu arăți la copii. No, bine. Acum n-are pe să vă arate. No, să vă Angie, arate nu mai spun ceva? Deci, cu toate că nu mi-a ieșit, dar dacă vă iese, puteți să înjumătățiți frișca, să puneți numai 200 de mililitri și na, 100 de grame de mascarpone, dar dacă nu v-a ieșit și s-a întâmplat ca la mine, atunci puneți un pic mai mult. Vezi că n-ai scris la descriere ingredientele. Da, să scriu, bineînțeles, o să le scriu și atunci o să... Puteți să faceți după mine, deci e simplu, numai atâta că nu mi-a ieșit bezeaua, în rest totul e... Și bine că m-am inspirat să o fac așa, frumos, nu m-am lăsat, dar uitați ce bine, uitați ce fain, dacă aveți mentă, luați un ghiveș de mentă de la Kaufland sau găsiți, uitați, mure sau dacă nu găsiți mure, puteți să puneți și smochine sau afine, puteți să... Puneți ceva ce vă place, fructe, ce vă place, puteți să puneți. Mă, banană să nu puneți, că exact. Nu arată fain. Da, dar în rest... Așa, să aibă un contrast frumos, da. Alb cu roșu și cu negru, sau cum să afinele da. Mov, arată bine și cu kiwi arată bine, da, și cu kiwi, verde. Da. Kiwi era, era mai frumos pentru că se complătea gustul de dulce cu acrișor. Mergea mai bine. Dar și astea sunt acrișoare, tati. Smeura. E bună, da. Era mai bun cu kiwi, dar așa. Da. Dar mulțumim Domnului că e foarte faină. E foarte faină. Vă spun că nici la copetării nu. Nici la copetării nu găsesc așa ceva. 100% să nu găsesc la copetării așa ceva. Ce faină bezeaua asta de desubt, Angie, că e mai gras un pic, știi? Da. E chiar faină. Faină. Super. Încercați și voi. Mai încercați, dacă vreți, vă dau o idee.
banane în ciocolată, tras în ciocolata măruie. Da. Sau căpșune tras în ciocolata măruie. Da. Da, e foarte bun, da. Să vedeți ce bunătate bun. Iasă, ciocolata măruie cu banane sau banane trasă în ciocolata măruie. Da. Am spus la Andy să facă, dar nu vreau să mă asculte. Dar nu-i mare lucru, asta știe nu, și un copil lucru, să facă, tati. Da. Nu prea ai ce... Ca idee. A, ca idee, uite, ai spus-o acum, că ca rețetă nu prea ai ce să filmezi. Da. Că topești un pic de ciocolată cu un pic de frișcă lichidă, știi? Da. Și pui peste banană sau ce fruct vrei. Nu. Topită într-o tigaie. Da. Ciocolata. Păi așa zice. Înmuiată banana în el și lăsată pusă la frigider ca să se prindă coajă. Să prindă coajă ciocolata. Aha. Și după, da, după vreo serve, chiar 20 de minute se poate lua. Așa am zis. Au mâncat mami la McDonald's profiterol. Da, prins. Stai aici tu? Da. Mai vrei? Tu-te. Aici, ok. O să te întreb cu ce mărgele ai. Da, m-a întrebat ce ai aici. M-a întrebat. E foarte faină, mami, să știi. Da. Gelele. Crema nu e așa de dulce și deasupra pe zeaua asta e dulce, știi? Da. Și cu acrișorul deasupra, da. E foarte faină. Eu vreau să fac cremă de vanilie foarte puțină, o caserolă din aia de mascarpone frecată cu crema aia de vanilie. O cutie. Deci o cutie de mascarpone cu puțin budincă de vanilie, cum fac eu, și după aceea frișca. Deci pun aici crema aia cu vanilie și brânză, mascarpone, și după aia frișcă. Și după aia ornamentat cu fructe. Și eu vreau să o fac. Dar atât am amânat, lasă mâine, poi mâine, și n-am mai apucat să o fac. Dar o să o fac. O să o fac și dacă îmi iasă, dacă nu, dar am vrut să spun ceva cu asta, dar la sora Camelia din America am auzit prima dată. Mă scuzați. La sora Camelia am auzit prima dată de, nu că n-am văzut eu așa ceva, dar n-am știut că chiar așa în trend, cum să zice. Dar dacă o fac și îmi reușește, îi pentru sora Camelia. Sora Camelia, ai auzit, da? Și pentru Carmen ce faci? Acum să mă ierte celelalte care le fac geloase. Pentru Carmen știu ce face. Ce face? Ce face întorsuri. Întorsuri cu brânză de oaie. Da, întorsuri, că de când vrei. Atât mânci din aia, după aia behăi. Da, sincer, de la sora Camelia am auzit că e chiar așa, wow. Prăjitura asta. Să știi că e faină, e foarte fină, și, delicată, da, super. Și chiar am întrebat-o cum o cheamă, am insistat, eu acolo m-am scris, m-am uitat pe internet, am văzut cum se face și nu e așa greu de făcut. Nu, pare să nu fie greu. Pare să nu fie greu, dar tot... Dar chestia e, cum au spus o grămadă de prieteni de-a noștri după internet, să se răcească în cuptor. Știi? Și cadou cel mai mare, ca să nu o neglijăm și pe soruța din America, Niculina, cadou cel mai mare pentru sora Niculina, că astăzi a mers Natalia la logoped și eu am insistat ca să filmeze cât de cât, să vadă cât îi Natalia de înaintată în știință. În știință. Încă nu, să mai încurcă. Glumesc, dar știu. Dar noi ne bucurăm pentru fiecare lucru care poate alții îl văd un pas mic, da. Dar pentru noi... Noi ne bucurăm enorm. Enorm, da. Sora Niculina, Dumnezeu știe că de-aia am spus ca să o filmeze la logopedă, ca să vedeți că totuși Natalia are puțin habar.
Natalia cât de cât a progresat foarte mult. Acum eu vorbesc, dar ce ajutat mi ești. Da, se aude. Dar nici nu mai știu să judec dacă no. E până acolo. Ok. Deci am ținut eu așa cumva ca să filmeze Natalia. Să vedeți că Natalia, da, și acolo, e foarte rușinoasă, foarte acasă e altfel, să știți. Deci Natalia acasă vorbește ca un copil normal. Aproape. Aproape. Și dacă nu e așa băgată în seamă și dacă nu e așa filmată și așa... Acum vorbește și mai rău, deci, un pic. Nu m-am pitnica. Că e cu dinții probleme. Sincer, da, ca la tine. Da. Sincer vă spun, când e acasă cu noi, ea pupă pe mamă să joacă cu mama ei. Nu, lasă acum că a văzut că o pupă cu forța pe mama sa. Nu mai te filmezi, nu te mai filmezi. Și vorbește aproape corect, să știți, dar toate cuvintele care ea le rostește, de mult le rostește corect. Deci le spune corect. Și anul trecut au spus corect, dar numai câteva cuvinte. Ăla Lantan, când a avut vreo 3 ani, nu vrea să spună nimic. Nu vrea. Și când spunea ceva, spunea corect. Asta mă făcea pe mine să înțeleg. Că... Hai să spun ceva. Exact cum ai spus, acum îmi pare rău că te întrerup. Exact cum ai spus tu, a spus doctorul Călin homeopaticul. Vezi că o să înainteze, după aia o să meargă mai încet, după aia iar o să meargă mai mult. Să știi. Da? Da. Deci, cum spun, când era, să spun, de 7-8 luni, spunea mama, spunea tata, baba nebolânza la cap, tătăzoa, baba. După aia, până la vreun an, așa, și atunci o rosti destul de bine. După aia a stagnat, nu știu de ce. Nu mai vrea să vorbească. Dar eu aici m-a încurajat Natalia pe mine, fiindcă vedeam că ea poate și rostește corect. Aici am știut că ea cândva o să vorbească, fiindcă rostea corect. Și cel mai mult m-a plăcut la ea, fiindcă știa ce vreau eu să comunic cu ea. Ea știa deja. Când avea 4-5 ani, 4 ani, cam așa, deci ea știa ce vreau. Fără să-i spun eu ei. Ea mă citea imediat. Deci e foarte deșteaptă. Ca dovadă, când am fost la, cum se spune, la doamna doctor care trebuia să o amâne mai o psihiatru. La doamna doctor psihiatru, când am intrat acolo, eu i-am spus, doamna doctor, ea e foarte deșteaptă. Mă scuzați că nu știu diferența între psihiatru, psiholog, nici acum. Nu, nici eu nu știu, că de-aia am întrebat. Psiholog. Psiholog. Deci am spus, doamna doctor, Natalia știe să judece, dar nu vrea să vorbească cum trebuie. Ei, ce vreau să spun, că eu pus acolo niște cuburi, niște jocuri în față pe masă și nu văzut în viața ei și ea e foarte rușinoasă. Asta e singura ei problemă, că e rușinoasă. Și când i-au pus cuburile alea, ea le-a luat și le-a pus numai imediat la loc. O rămas uimită, doamna. Doamna doctor o rămas uimită că ea le-a pus imediat la loc. Dar când o spus să vorbească, nu a vrut. Nu, s-a închis, fiindcă nu a cunoscut-o. Da. Și mai ales că o insistat și atunci nu a vrut. Ei, ce vreau să spun? Eu mulțumesc la Tatăl Ceresc că așa încet, încet își dă drumul și mulțumim la Tatăl Ceresc pentru tot ce ne-a oferit până în ziua de astăzi, pentru toate. Și pentru micuța asta care e leneșă și nu vrea să vorbească și e rușinoasă. Dar să știți că e rușinoasă și mama ei. Fiindcă când am mers cu ea prima dată la logoped... Nu știu nici mama să vorbească. Lasă-mă să spun. Când am mers la logoped cu Natalia, așa, fără să știe Angie ce urmează, dintr-o dată a întrebat-o doamna logoped pe Angie, câți ani ai? Ea, dintr-o dată, se uită pe mine, Angie, nu mai știu nimic.
Deci și ea se blochează. Și ea se blochează și se rușinează. Și are pe cine să fie Natalia așa. S-a uitat pe mine, vă dau cuvântul meu, uitați, Angie, aici. Nu știu. Și atunci am spus eu, am spus eu câți ani are, că iată s-a uitat pe mine și nu mă râdea. Și s-a blocat. Da, mai știu, nu știu, asta a fost acum cât, doi ani? Un an sau doi, eu știu. Acum doi ani, pe când a început Natalia să meargă la logoped. Deci aici încheiem, asta a fost o prăjitură cu un tort. Un tort cu povești. Dar aia vreau să spun că mulțumesc la Dumnezeu pentru tot. Și eu sunt 100% convinsă că Natalia o să-și dea drumul sigur, nu-i problemă. Să vadă lumea ce mocă faci. Dar ar fi fost cumva să meargă la școală și să nu-și dea drumul și copiii să o... să se iei de ea, să o băjucurească, să... atunci chiar că ar fi fost ceva pentru Natalia neplăcut. Și atunci mai bine lăsăm un an, o dăm de la 6 ani jumate, nu, sau cât de la 7 o să aibă. Da, că 7 o să facă în iulie. În 26 iulie. Și în septembrie. Școala începe în septembrie. Da, deci o să aibă 6 ani și ceva. 7 ani. Da, o să aibă 7 ani. Da. 7 ani și o să înceapă grupa 0 la 7 ani. Noi vai, noi vai. Și atunci da, clasa 1 până la 8 ani. Ce faci, miroasă menta. Ce-a făcut asta? Ce-a făcut? O să-mi sfarfurile. Nu. Sfarfurile? Nu, că nu mai fost cafea acolo. Dar a fost un strop. Și-a băut? Da. Cheamă pe doctorul Benny. Nu știu câtă lume, Natalia. Nu, Natalia. Nu știu câtă lume o auzit când am făcut pătura cu tăiței, ce am povestit de Natalia. Mai povestești mult? Când mai facem mâncarea aia? Imediat. Nu știu câtă lume a auzit, dar acum vreau să spun să se audă, poate că cine nu a auzit să audă și acum. Deci ea se juca, Natalia se juca cu apa aseară cu furtunul. Și-o udat odată, i-a spus să stie frumos, n-o înțeles, o dată, a doua oară. Nu prea o înțeleg și după aia îi spun, Natalia, dacă tu mai uzi mult cu apa asta, asta costă bani. Și dacă nu înțelegi, eu o să mă duc acum să sun pe domnul doctor Benny, să-i spun că tu nu mă asculți. Și atunci, ea când a văzut că mă fac că plec câtă cameră la telefon, înăuntru, ea zice câtă mine, te dau la poliție. Mi-a spus chem poliția. Între timp, tata i-a auzit-o și a ieșit și el afară de bucătărie să vadă care e problema acolo. Între mine și Natalia, că a spus că mă dă la poliție dacă o dau la Benny. Vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus, o zi binecuvântată, vă dorim pace, la revedere!